I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. E bună și bine v-am găsit la un nou vlog și da, vorbesc așa puțin că m-am unecat mai devreme și nu mi mai trece efectiv tusea aia, dar în fine, în altă ordine de idei, începem aici un nou vlog. Este sâmbătă, 6 mai. 9.46 mai exact, mă pregătesc să intru și eu la curs, vă spuneam că am un curs de formator până în weekend-uri, până pe 21 mai când o să am și examenul și am zis că să deschid așa un nou vloguleț aici. Ah, și să vă arăt și materialele pe care le-am primit de la curs, am toate chestiile aici lângă mine, dar stați imediat să întorc camera. Uite, aici am toate chestiile pregătite și laptopul, desigur, și mult soare. Bine, asta e agenduța pe care mai notez eu chestii. Aici vreau să-mi fac puțin planificarea pe zilele acestea. Și aici este manualul formatorului pe care l-am primit de la curs și caietul de lucru. Manual care îmi place super, m-am uitat așa prin el. Ah, da, și nu v-am spus eu. Stați că nu știu cum să fac cu lumina asta. Bun, așa e mai bine. Plicul în care venise pachetul, manualul, caietul și am primit și un stick din acela tip card. Avea pe colț pus sticker cu pișicuțe, deci mi s-a părut atât de drăguț și am aici materiale pregătite să intru și eu la curs. Vreau să verific și videoul pentru astăzi pentru că l-am încărcat și da, mă pregătesc ușor. Iar după ce termin cursul la ora 14, na, o să ne facem și noi, cred că am zis că o să facem repede o omletă să mâncăm asta, că apoi o să mergem la Lidl și avem de făcut ceva cumpărături. O să mă apuc eu să fac și lista exact și o să poate facem haul Lidl aici în vlog, dacă nu o să facem un haul separat, mai vedem. Și mai am o grează de chestii de făcut astăzi și mâine, să-mi spăl pensulele. Poate reușesc, nu garantez, mâine, dacă nu, weekendul viitor, musai să filmez clipul cu produse terminate de make-up, mai vedem, dar da, până una alta, îmi conectez și eu toate chestiile aici, îmi găsesc și link-ul și tot și ne auzim mai încolo după curs. Bun, și hai că s-a făcut și după amiază, nici nu știu, hai că, 4 și 10, E bine, încă suntem bine. Am terminat și eu cu cursul pe la 2, am pus, de fapt am terminat mai devreme pe la 2 fără ceva. Am făcut repede o omletă și am mâncat, iar apoi am mers la Lidl și desigur este plin aici pe masă lângă mine. Dar holul alimentar cu ce am cumpărat de la Lidl, vreau să-l vedeți deja până apare acest vlog, asta pentru că o să-l postez miercuri înainte să vină vlogul acesta. Practic, astăzi este 6 mai, deci el o să vină undeva pe, îmi scapă, 10-11 mai, undeva acolo. Deci este sâmbătă la mine când filmez, o să apară miercuri, practic voi îl aveți deja pe canal, cel mai probabil poate l-ați și văzut, dacă nu, îl găsiți așa imediat în urmă. Bun, să așez și eu toate chestiile la loc, că am multe aici, practic asta e a treia masă pe care o filmez și... După aia, să puneți să facem și noi ceva repede să mâncăm așa ca de seară, pentru că am mâncat efectiv astăzi doar acea omletă. Și da, și să mă uit așa la vasele de la Lidl, o să despre ce vorba, care îmi plac super tare. Și hai că am pregătit repede să băgăm la cuptor să și mâncăm și desigur asistență tehnică, că altfel nu se putea. Practic pulpele, cele marinate de la Lidl, de acestea care îmi plac super mult de la Culine, iar n-am zis că nu le-am mai luat de mult și să vedem cum sunt, să... Ne reamintim cum sunt, da, deci n-ai nicio treabă, deci el când umblu pe aici chiar n-ai nicio treabă, dacă nu-i ciorbă nici mă bag în seamă. Și cu niște cartofi, pentru că ne era poftă și de ceva cartofi, da, deci el vrea să joace cu punga în acest moment. Iar pe cartofi am pus puțin ulei din acesta de măsline cu usturoi, care s-a și golit, asta este. Nu l-am mai găsit să-l iau pe el, dar l-am luat pe cel cu busuioc, parcă. Și condiment din acesta pentru cartofi, tot de la... Kenya, da, așa îi spune. Le-am amestecat bine, iar pe deasupra pus puțină sare din aceasta, usturoi granulat, pentru că mi s-a părut că n-a fost destul din partea de ulei și rejința de condimente. Iar acum băgăm repejor bine și la cuptor! Thank you.
minunată și ploioasă zi de luni, pentru că practic de dimineață, tot de dimineață, de fapt nu, pe la prânz a început așa să pică și acum plouă. Deci, da, în caz de vă întrebați și pare așa linsă de vacă, cum s-ar spune în cap, sunt doar plouată, efectiv, văd că până la vârful n-a ajuns până la înținut în geacă. Asta pentru că după muncă și de acolo am plecat, n-am mai târziu, deja s-a făcut, cred că 7:10. Sunt pe aproape. Am plecat târziu pe la 5:30, cred că de la muncă, și am fost prin centru, pe la un magazin chinezesc, să mă uit de acest dulăpior care, da, și el este plouat, că era în sacoșă lângă mine. Asta pentru că mi-am așezat ieri produsele prin baie, prin dulap, și mi-am dat seama că m-a ajutat foarte mult un dulăpior de genul acesta. Mai am unul cu 3 mai scurt și mai înalt, care 4 sertare. Dar în acela am deja chestii puse, eu având dulap în baie, partea de sus cu 2 rafturi și ușă, o parte de mijloc care nu are ușă nimic și acolo am dulapiorul acela și partea de jos la fel cu 2 rafturi și ușă. Și mi-am dat seama că într-una din părțile cu ușă m-ar ajuta maxim un dulapior de genul ăsta. Știam că am unul pe la mama mea. Mama mea a zis că are nevoie de el, zic ok, lasă-mă să-mi iau altul, pentru că știam că practic am tot văzut peste tot. De fiecare dată când n-aveam nevoie, mă duceam prin furnicuța, aveau, cum mă duceam prin China Mall-ul de mă duc eu de prin centru, mereu aveau, de prin centru unul din ele, că sunt două, și tot așa. Și mă duc la furnicuța, nu mai avea. Mă duc în primul China Mall, nu mai avea. M-a găsit în al doilea, pe lângă Tomis, și inițial am găsit doar unul, după aia am zis că mai avea undeva ascunse vreo 2-3, dar bine, toate același model. Dar zic eu că o să mă ajute pentru ce vreau eu să-mi așez acolo chestii micuțe în el, absorbante și chestii de genul acesta, na. Care practic ar rupa așa loc mult și peste tot. Și mi-am mai luat ceva drăguț, care nu știu unde e, pentru că am efectiv în geantă, pungă, în pungi, în geantă. În sacoșa asta care s-a udat și ea săraca, am pungă, în pungi, pentru că mi-a venit și un colet cu două cărți de pe elefant. Era el prima dată în livrare sâmbătă, de-aia am dat anulare pentru astăzi. Și tot din China Mall, asta nu v-am zis, a fost 45 de lei. Mi se pare ok ca preț pentru el, mai ales că eu pe cele pe care le am, cred că le am de prin liceu, sinceră să fiu. Și încă sunt extrem de bune, adică n-am de ce să mă plâng de ele și folosesc permanență. Și mi-am mai luat un set de stickere. Da, ziceam că mă mai abțin chestiile pentru agenda, dar măcar așa o chestie micuță din când în când mai îmi iau, dar mi-a plăcut foarte mult acesta cu mare și cu tipa asta și cu manipedi, cu to-do, toate chestiile astea așa foarte drăguțele și a fost doar 5 lei și am zis, hai că iau că e drăguț, n-am ce să-i fac. Bun, și aici în altă sacoșică, noroc că aveam mai multe sacoșele pe la muncă, am agenda, cea pe care o folosesc acum, și cele două cărți pe care le-am pus eu și în folie și în sacoșă, asta ca să fiu sigură că nu se vor da. Am dat o comandă, cred că joi, parcă am dat pe elefant, aveau ceva cu transport gratuit la peste 50 de lei, parcă, și a fost undeva în jur de 60, aveau și un 20% reducere. Dar le aveam de mult în wishlist puse acolo și am zis că acum dacă tot fac și cursul acesta de formator, chiar am zis că ok, gata, hai că e momentul pe ele să le achiziționez. Ambele sunt de Dale Carnegie, sper că am pronunțat corect, Stand and Deliver, cum să devii un maestru al comunicării și un orator de săvârșit și cum să devii remarcabil. Deci ambele m-am spus, erau pe wishlist-ul meu acolo și am zis că ok, hai să profit de faza asta cu reduci cu transportul, peste 50 de lei gratuit, pentru că nu mai aveam alte, de fapt nu mai aveam, mai am cărți acolo în wishlist și pe unele din ele le găsesc și pe Voxa, având abonament acolo, iar pe unele le-am și în format PDF și am zis că pentru momentul în format fizic doar pe ele le-aș vrea, așa că n-avea rost să aștept un Books 50, Books 40, mai ales că acolo mai știu cât e, 200 de lei, cred că comanda minimă pentru transport gratuit, așa că am zis că ok, 25% reducere ele plus transportul gratuit, 60 de lei, m-am belecăresc, chiar mi se par foarte ok ca preț, sincer să fiu. Și apropo de cărți, mi-am dat eu seama că acest o să fie vlogul în care fac și extragerea de la giveaway-ul cu cel de am cărți cadou pentru voi și mă bucură că am văzut comentarii la acel video, le-am citit pe toate, v-am dat acolo așa inimioară și mi-am și notat niște cărticele, dar o să vorbim mai mult când fac extragerea. Dar seama, nu știu cum mi-am dat, că ieri mi-am dat, zic, mă, ăsta e așa, că o să fie vlogul în care o să extrag câștigătorul și chiar mă bucur că v-a plăcut. Știu că nu este un subiect chiar cu placul tuturor sau nu știu
de care toată lumea să fie interesată, lumea mai mult, să zic eu, simpatizează la ideea de haul-uri, unboxing-uri, chestii de produse, dar vă spune așa acolo și vă spun și aici, și cărțile fac parte din ceea ce îmi place, așa că da, o să ne tot auzim și cu ele. Și în altă ordine de idee, acum o să doresc eu să fac o cafeluță, pentru că sunt așa să-mi așez ăsta în baie, aș vrea, și aș vrut eu să mă mai apuc de ceva, dar nu cred că este un proces durată și cred că o să las așa pe weekend. Să mai vedem oricum săptămâna asta și săptămâna viitoare sunt bubuite, să zic așa, pentru mine. Hai că, nu știu, vedem cu ce ne mai auzim. Auzim și pe ziua de astăzi, este marți, iar eu am aici lângă mine un colet de la Yves Rocher. Practic a venit foarte rapid, pentru că am dat comanda ieri dimineață și astăzi a și ajuns, când am primit aseară mail de la ei și curier că s-a predat și se livrează, eram ok. Asta a fost rapid de rău de tot. Dar o să întorc cel mai bine camera, o să vă pun și pe un trepied să ne auzim. Stai așa puțin, că am avut azi zi lungă, după aia am fost la sală și acum am ajuns și eu acasă. Aici lângă mine este Sami, sta să vă arăt ceva. Ia uitați-l! Ia uitați-l pe al nostru cum vânează el acolo așa un porumbel. Deci uitați-l pe al nostru, poate vă era dor. Poate vă. Uite cum vânează el. Deci nu mai poate. Nu mai poate. Da, și ziceam că o să întorc și o să vă arăt. Plus că astăzi mi-a venit și comanda de la Avon. Vă spuneam eu un unboxing-ul Avon de campania mai, că o să dau și a doua comandă. Și hai că cel mai bine, tac, și întorc camera și vedem despre ce este vorba. Și am scos aici întâi produsele de la Avon. V-am spus eu a doua comandă din campania cu numărul 5. Și am aici un set full speed. Am zis că o să-l iau pentru că mi se pare foarte fain pentru cadou și nu o să-l desfac încă, pentru că o să-l fac în cadou. A fost 45 de lei în oferta de reprezentanți. În campania 6 am zis că o să fie mai scump și n-am înțeles de ce. Și am zis că o să profit de ocazie. Dar oricum o să trec așa rapid prin produsele de la Avon, pentru că o să vorbim despre ele. Mă gândeam eu, na, dar tot au venit, o să le și folosesc și când fac unboxing-ul campaniei cu numărul 6. Acolo pot să vin să vă dau și un feedback. De fapt, un feedback, un review, o părere, oriceva, un feedback, am zis bine, mai zic că sunt încă așa, despre aceste produse. Mi-am recumpărat și mascara acesta Legendary Lang, care este favoritul meu, asta pentru că el a venit cu doar 10 lei, am putut să-l comand cu doar 10 lei, este ofertă în broșură, la achiziționarea acestor două produse, cele două produse noi de la Anew, crema de față și crema de ochi și serul pentru față. Și dacă luam eu și un cutter, cred că era și mai bine, pentru că să cam am chestii de desfăcut. Vai, doamne, și trebuie să desfac așa. Ele vin la doar la 110 lei. Da, 110 lei setul. Bine, desigur, plus reducerea. Eu vă spun prețurile din catalog și nu știți că dacă aveți cont, dacă sunteți înscriși, aveți reducere în funcție de nivelul la care vă aflați. Și eu am fost, în vlogul trecut vă arătam, la sediu, la o întâlnire și acolo am avut ocazia să le și testez și am primit și mostre. Lucru care m-a făcut să le și cumpăr, pentru că mă uitam, sincer să fiu, la crema de ochi, dar nu prea le dădeam eu deloc, dar foarte deloc, șanse, sincer să fiu, pentru că în ultima vreme nu prea am mai fost cu produsele de ten de la Avon. Nu s-a mai înțeles tenul meu, dar cum am avut mostre și am avut ocazia să testez și am văzut că se înțelege bine tenul meu și că este ok cu ele, am zis că bun, mă bucur, o să mi le și achiziționez, o să le și folosesc, pentru că pe acesta chiar o să-l bag cât de curând zilele următoare la folosit, se termină crema pe care o am și numai bine când
O să fac unboxing-ul campaniei cu numărul 6, pot să vin și cu o părere mai updatată, așa să spun, despre ele. Momentan pot să zic doar că mi-au fost ok pe ten și n-a reacționat tenul meu niciun fel la ele și dacă nu aș fi avut acele mostre, sinceră să fiu, nu, cred că le-aș fi comandat, nu le-aș fi dat nicio atenție. Și v-am spus, dacă am comandat setul acela, am putut să iau mascara cu 20 lei, ceea ce este foarte fain. Iar ultimul produs care, Doamne, cum miroase și știu că tot fășnesc, este parfumul Love You, aș spune așa o joacă de cuvinte, ceva cu zmeură, cu flori, floral fructat. Este un parfum care se apară în campania 7, dacă mi-aduc eu bine aminte, dar avea o pagină parfumată și, ce-am făcut? Da, deci atunci când faci prostii, nu știu care e faza, sper că nu este stricat cu totul, atomizorul ăsta, nu, cred că doar, ha, ok, hai că mă speriasem, nu de alta, dar am mai avut la un moment dat ceva, chestie, cu un parfum de mi-a venit gol și n-am înțeles cum, dar nu, aici e doar că am tras eu, am fost practic, cumva să zic așa, vina mea că am tras prea tare. Mamă, deci cum miroase, deci miroase atât, atât de bine, v-am spus, are zmeură, știu sigur că are, nu o să-i mai pun eu capa cu asta atât de tare, că părea că stă prea mult, și tot la fel, ceva flori și fructe, deci miroase super, 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 super bine, și da, nu trageți în ultimul hal de capac, așa cum am făcut eu. Bun, și cam asta cu Avon-ul. Hai să trecem la Yves Rocher, că ziceam că nu o să-mi ia mult, dar aparent îmi ia. Hai să vă arăt, întâi de toate, în colet cum stă treaba. Deci, practic, cam asta este în cutie. Iar oferta din care am dat eu comandă, să scriu, vă mișcați, este oferta de ziua mea, pe care le primesc prin poștă. V-am mai spus că eu așa sunt înregistrată la ei și le tot primesc. Am și întrebat, mi-a spus că pot să recomand... Și o prietenă că am întrebat dacă pot să, na, să sun să recomand și atunci când nu dau comandă și a zis că da, nicio problemă, am nevoie de numele complet și de numărul de telefon doar. Acum, dacă vă interesează sau ceva, nu știu ce vă fac ele mai departe, știu, mi-a zis doar că apoi cineva de la ei o să contacteze persoana. Nu știu ce vă zic, nu știu ce vă fac, nu știu ce oferte, am înțeles că fac oferte telefonic. Nu cred că, nu știu dacă să fac oferte de genul acesta. Aici chiar nu mi-a spus, am întrebat-o doar cum, na, cum se poate. Bun, hai să intrăm în produse. Mi-am recumpărat, desigur, demachiantul cu albăstrele, care este preferatul meu. Eu l-am avut undeva la 25 de lei la produse favorite. Apoi, Doamne, ce aici? Stați așa, că am și cadouri, am și mult. Mi-am luat un spray pe care mi-l doream eu de câțiva ani, sincer să fiu, dar nu mi l-am luat. Cel Manoa de Tahiti. Da. Și l-am luat la 50% reducere, totuși la 24-25 de lei, văd că este sigilat, de nu pot eu să-l desfac. Nu este sigilat, este cu atomizor din acesta, nu-l mai pulverizez și pe el, pentru că am deja parfumul care, vai, cu miroase. Ei spun că este spray hidratant, spray uscat hidratant, acum nu știu, știu că la un moment dat scrie ceva că e și de, da, de corp și de păr, are 125 de mililitri, mi-e place foarte mult aroma de manoa, știu că sunt persoane care nu le place și din ce am văzut pe aroma aceasta sunt două variante, îți place sau nu, variantă intermediară nu prea am găsit până acum. Am vrut eu să-mi iau și gelul de duș, doar că era stocul epuizat și nu mai era pe stoc, așa că mi-am luat gelul acesta de duș la 400 de mililitri cu cel cu rodii, a fost undeva la 26 de lei. O să vă tot zic chestia asta că a fost undeva la, de ce? Și vă zic imediat. De exemplu, am aceste 3 creme de mâini care au fost undeva. Au fost între 15 și 16 lei, sau 14,50 și 15,50. Asta pentru că multe dintre produse le aveam preț promo în broșură și am înțeles că poți comanda doar 2 produse cu preț promo, iar pentru restul se aplică oferta zilei. Oferta zilei care era undeva diferență de preț între 20 de bani și 1 leu pe fiecare produs. Cremele cumva unele au fost mai ieftine, câte era în catalog, 10 bani, nu, unele au fost mai scumpe cu 40 de bani, una mai ieftină cu 20 de bani și încă iarăși două produse. A fost așa o diferență mică, de asta o să vă zic prețul între, deci, între 14,50 și 15,50 lei bucata. Mama mea și le-a comandat, cea cu... ce era asta? Cu argan și trandafir, vanile de bourbon și mango și coriandru.
Și apropo de mango și coriandru, când am plasat comanda telefonic, ei mai au și ofertele zilei, desigur, pentru fiecare și le prezintă. Și mi-au spus că aveau la 37 sau 38 de lei acest set cu mango și coriandru. Eu chiar mă uitam când eram cu gelul acesta de duș, chiar mă uitam dacă îl vreau pe acesta cu rădie sau pe cel cu mango și coriandru și mai bine că uite că au ajuns totuși la mine și am zis că da, ok, să mi-l pună și pe acela pe comandă și am să pun un lichid, gelul de duș și crema de mâini, numai bine că oricum mă uitam dacă să mi-o recumpăr pe cea cu monoi de Tahiti sau să-mi iau altă aromă și am zis, zic, las, că mai am o cremă de mâini pe acolo, mai fac treaba cu ea, dar dacă tot este în set, numai bine. Și apoi încă trei produse și anume săpunurile acestea lichide, mama mea și le-a luat pe toate, 16 lei și undeva 16 lei bucata, cea cu lavandă, mango și coriandru și cea cu măsline, la fel și ele foarte faine și ei știu că îi plac super, super tare. Da, și am avut și cadouri, desigur, pentru că oferta aniversare era, oferta era pentru aniversare, fiind ziua mea luna aceasta. Așa că, hai să luăm în ordine. Pentru ziua mea, am avut ocazia să-mi aleg din 6 produse, undeva la 2 creme de față și 4 parfumuri, parcă, și dintre toate mi-am ales acest parfum Plein Sole și cred că pot să și scot să vă spun ceva arome la el, pentru că nu le știu efectiv, efectiv deloc pe de rost și desigur că acum nu mai găsesc, ba da, gata, am găsit. Uite așa, dintre produsele acestea puteam să îmi aleg, unde pot să vi le arăt și eu să le vedeți mai bine. Deci erau aceste 4 parfumuri și cele 2 creme, hai că am ținut bine minte. Și eu am ales să primesc cadou parfumul pe care l-am primit pentru o comandă minimă de 69 de lei și pentru orice comandă am primit un set de accesorii, o să vi le arăt imediat. Și are parfumul, floare de ilang ilang, tuberoză, cardamon și lemn de santal. Dar trecută când am mai dat comandă, mi l-am luat pe cel Surlalent, parcă se numea, și mi-a plăcut super mult, așa că am zis că vreau de data aceasta să încerc și parfumul acesta. Și da, o să vină și colecția de parfumuri, cred că acum cât de curând săptămâna asta, ea e filmată, tot doar să o încarc. Desigur, pe acestea două nu o să le avem acolo, pentru că au venit abia acum, iar clipul acela este filmat. Așa arată sticluța, mi se pare foarte simplă, foarte ok. Pentru 100 de mililitri, cel Surlalent, sper că așa se numește, și nu-i pocesc eu numele pe care îl am, ține, adică ține ceva, este ok. Uite, vă las și ce scrie pe spate, sper și el să fie la fel, ca să-ți cam uita să-l și miros. Na, ce pot să zic? Ia, să vedem. Hai că uite, la ăsta n-am mai tras de căpăcel atât de tare cum am făcut la celălalt, că, na, dacă atât m-a dus. Măi, are un miros așa de vară. Miros ok. E ok combinația, dar tot ăsta are mai mult. Bun. Setul de accesorii, vă spuneam că pentru orice comandă plasată, bine, ei spun acolo ceva cu, pentru o comandă rapidă, dacă nu mă înșel, și stai că-s bine ambalate aici în chestiuța aceasta. Aici sunt cercei, sunt din aceia micuți, tip șurub, iar aici este lănțișorul. Cred că o să vi-l arăt eu pe imagine cel mai bine, pentru că nu le mai desfac. Acestea vor ajunge la mama mea, pentru că am zis că, hei, ne împărțim cadourile. Eu oricum am o groază de accesorii și bine, nu că ea n-ar avea, că are mult mai multe decât mine, credeți-mă. Parcă ea are răbdare să mai și rotească așa de zi cu zi. Uite așa arată setul. Mi se pare foarte drăguțel, este simpatic, dar se pare mai mult așa stilul ei. A zis că dacă pot să-l dau ei, ea nu zice, nu? Așa că pot să-l dau ei. Și pentru o comandă peste 145 de lei transportul iar gratuit, peste 160 de lei. Cred că mai primeam un cadou surpriză, sau putem să mai aleg eu. Unul am zis, las să vină cadou de la ei și am primit aceste două produse. Un gel de duș din acesta mini, care, sincer, fiul ăsta îmi place, de 50 de mililitri, din gama de Crăciun. Gama mie îmi place super mult, chiar o am în utilizare acum și, na, chiar astăzi binevenite pentru travel, pentru chestii de genul ăsta. Iar celălalt produs este un anti-pollution
Pre-șampu, îi zic înainte de șamponare, uite, nu mai bine, poate îl și încerc în seara aceasta sau anul ca astăzi, vreau să-l încerc pe cel de la Oriflame. Pentru că ok, dacă tot l-am primit, o să încerc să văd care e treaba cu el, încă mă gândesc, poate ar fost mai bine să-mi aleg eu cadou, dar am zis că las, hai să văd ce pune ei surpriză. E ok, este primit, să fie primit. Bun, da, și cam asta cu unboxing-ul și pe partea de Yves Rocher, știu că a fost așa mai pe rapid și nu foarte detaliat, dar știu că ajungeți cumva diferit sau practic în funcție de cum comandați, cum aveți oferte de la ei de pe site-uri, diferă prețuri și chestii de genul, așa că am zis că doar să trec repede prin produse și să vă zic câteva cuvinte așa despre ele. Cam ele ar fi și vă spun în continuare că îmi place super tare cum arată cutiuța asta și chiar arată foarte tare. Pe mine una mă cucerina, e roz. Bun, vă las acum, mă apuc și eu să strâng rufe, baie, chestii de genul și apoi mai am chestii de învățat. Da, vă las și ne auzim. S-a făcut și vineri între timp, nu știu, cred că marți seara ne-am auzit ultima dată, cred că marți seara cu unboxing-ul Yves Rocher. M-am pregătit și eu acum să plec la muncă și am vocea asta că praf de oboseală. Deci aș fi mai dormit în condițiile în care să ne puteam dormi vreo 7 ore, dar a început să se adune oboseala din perioada aceasta. Eu îmi doresc doar să mai țină o săptămână, atât mai avem. O săptămână de oboseală și nebuneală și nu ne-am mai auzit pentru că n-am mai făcut nimic decât muncă, sală și mi-am mai făcut și mai învățat ce am mai avut pentru curs. Iar acum mă pregătesc, am spus să mă duc la muncă. Așa am fost, mi-am tăiat vârfurile ieri. Nu știu cât se vede la voi, dar se vede. Să știți că puțin pe lungimea codiței atunci când îl prind se observă. Și acum mă pregătesc, am spus să plec și eu la muncă, apoi sală, vin acasă, fac ceva de mâncare și continui ce am de făcut, proiectul pentru curs. Mâine iar am curs, aș vrea mâine după amiază, poate ajunge și ne puțin prin parc să ne plimbăm și după aia pe la DM, că am nevoie să iau niște chestii de curățenie și mai ales să pun de vase, detergent de vase, dar mai vedem. Pentru moment, să înceapă și ziua de vineri, zic. Și am ajuns și eu acasă, pe ziua de astăzi bine am ajuns mult mai devreme, am fost până la urmă pe la DM, avem o listuță de cumpărături de făcut. Am luat ceva chestii, am filmat un haul separat, să vină imediat după acest vlog, am zis că să nu mai bag aici în vlog și chestiile de la DM, mai ales că îmi doream așa despre unele să vă vorbesc câteva cuvințele mai mult și am zis că oricum avem aici unboxing-ul Livrășești și ceamela de la Avon, deci nu știu, în ultima perioadă parcă au fost așa prea multuțe, dar totuși chestii de care aveam nevoie. Bine, cele de la Livrășești nu prea aveam, așa să spun și să fiu sinceră, nevoie, dar fiind și oferta de ziua mea, am zis să mă bucur totuși și o să facă parte așa cumva din cadourile primite de la mine pentru mine în prima fază. Mai departe mai vedem. Și am ajuns acasă, am făcut și de mâncare, am și filmat și apropo de asta, o să vin în perioada următoare foarte aproape unul de altul, două clipuri din acestea cu rețete, pentru că unul este deja și editat și tot așteaptă să fie postat, iar unul o să urmeze să-l editez pentru că am filmat mai devreme introducerea și încheierea de la el și am și filmat ceea ce am gătit acum. Ce am mai făcut? Că am mai făcut. Am filmat și haul-ul de me și acum am zis că să vorbesc. Era să zic că să fac și încheierea acestui vlog, că m-am obișnuit în ultima perioadă să îl închei vinerea, dar nu, o să ne auzim și mâine vedem, pentru că am iarăși cursul și poate ieșim după amiază la o plimbare, dar să ne auzim duminică dimineață. Să extragem câștigătorul de la giveaway-ul acela, de la clipul despre căști citite, giveaway-ul, cadoașul, ce conține cărticele și chiar sunt așa super entuziasmată, curioasă așa de data aceasta, să vedem comment picker pe cine alege. Și cam asta, pe seara asta vreau să intru să fac și eu un duș
Și după aia cred că o să beau și eu această seară liberă, pentru că în ultima perioadă ba am avut ceva de lucrat, ba am avut ceva de învățat, ba am avut ceva, ba, mă apucasem eu să fac curățenie și dulapurile din bucătărie și încă nu mi-a ieșit, dar am zis că am așa o perioadă puțin explodată până pe 21 mai, iar după aia mă mai golesc așa timpii mei în această viață, dar sper eu totuși măcar weekendul acesta să fac partea de condimente pe acolo, prin dulap, în fine, ce mi-am gândit eu și mi-am propus. Da, vă las pentru un moment și cred că ne mai auzim mâine, cel mai sigur că în seara asta chiar vreau și eu să stau să mă uit la ceva, la televizor, pe YouTube, la un film, la ceva, să mă uit la ceva, să stau efectiv puțin, așa măcar câteva ore, până mai ia somnul unul de altă, dar deja e 8:30, deci foarte mult n-am de stat. Bun, ne auzim mâine, duminică, ne auzim, oricum. Aproape mijlocul zilei, asta că eu de la ora 10 sunt în curs și acum mă uitam, am cam luat o pauză și mă uitam să am toate cele închise. Mai am până la ora 14 și am aici lângă mine un somnoros, de-mi dă și mie cu somn. O să vi-l arăt imediat, că te-ați dimineața pe alintătură și tot. Am meditat eu dimineață și toată partea de vlog până acum în acest moment, să mai rămână doar azi și mâine. Îmi place, sincer, să și ce machiaj și mi-a ieșit. Poate îl facem la un moment dat într-un video, că tot am. Deci am o groază de videouri pe lista acolo la idei și urmează și urmează și urmează. Iar produsele terminate de make-up și aproape și cele terminate normale încă n-au ajuns să fie filmate. Deci da, pentru următoarea perioadă măcar sunt sigură că am ideile asigurate, bine, și clipurile pe anumite săptămâni. Dar da, hai să vi le arăt eu și pe domnul Sami, să îl vedeți și apoi să mă bucur și eu de cele încă 8 minute de pauză pe care le mai am. Ia uite ce aici, el pisic și omnoroș, dar lăsăm și facă nani, nu-l deranjăm și nu știu pe unde a adunat iarăși scame, nu știu ce a adunat pe el, da, în fine. Hai, nani plăcut în continuare. Duminică dimineață, așa că da, a venit momentul să fac extragerea de la acest giveaway ce are cărticele. Vedeți, uite, 9:10, cred că este cel mai devreme până acum când fac lucrul ăsta și mi-am deschis eu aici videoul de pe YouTube și stați că iarăși mă chinui să văd prin cameră. Bun, punem link-ul ca de obicei la comment picker. Hai să vedem, pe aici parcă n-am nimic de așa, stați așa că nu găsesc 5-ul, ok, get YouTube comments și avem 13 comentarii, ceea ce mă bucură, sinceră să fiu, vorbind despre partea de cărți, pentru că vă spuneam eu și în acel video că nu
este ceva să fie foarte vizionat sau e cumva ceva mai targetat, să-i spun așa. Și hai să vedem. Start. Flori Oprea. Bună, am două preferate citite de curând, Memoriile unei geișe și Taina povestitoarei. De Taina povestitoarei nu știam, sinceră să fiu, mi-am trecut-o și eu pe listă, așa că, da, mai multe cărți de la voi de mi-ați lăsat aici în comentarii, le-am trecut pe listă. Bun, Flori, felicitări, o să am rugămintea la tine să-mi dai un mesaj pe Instagram sau pe Messenger, pe Facebook, cum îți este ție mai ușor ca să intru în posesia datelor tale, să poți să-ți trimit coletul. Dar ce te rog este momentul când mi-ai dat mesaj să-mi lași un comentariu aici la video, să-mi spui că vezi că ți-am dat mesaj. Am observat data trecută că pe Messenger le-am văzut foarte repede de la când am primit mesajul, în schimb pe Instagram nu știu, deci eu sunt într-o dilemă totală cu Instagramul. Deci da, felicitări, Flori! Bun, și-am făcut și extragerea la giveaway și mă bucur că o să ajungă cărțile la o persoană care apreciază partea aceasta de cărți. V-am zis, nu, și din ce am văzut, numai la mine, efectiv la toată lumea. Nu sunt genul de clipuri foarte digerate sau, nu știu, foarte consumate de multe persoane, sunt cumva așa mai targetate, dar chiar și așa, mă bucur că avem iubitoare de cărți aici lângă noi și mă bucur că o să ajungă aceste cărticele la o persoană care citește și îi place partea aceasta. Și eu vă spuneam mai devreme că mi-am trecut pe listă așa din comentariile voastre câteva cărți și vă mulțumesc foarte mult pentru sugestii și pentru cărțile pe care mi le-ați menționat acolo. Și aici o să și închei acest vlog, pentru că deja este lunguț, să apuc și eu să editez partea asta, să bag efectiv imaginile de ieri și partea aceasta cu extragerea câștigătorului. Și practic cam aici se încheie săptămâna, că de data asta am filmat de sâmbătă până duminică, parcă de sâmbătă am început. Și da, ieri eu după amiază, după ce am terminat cursul, am mâncat și noi, am reușit să fac ceva curățenie prin drapul din bucătărie. Am fost neîmplimbat, așa puțin, după aia am dat o fugă în Lidl, că am luat efectiv 2-3 chestii, înghețată, mi se pusese mie pe înghețată caramel sărat, n-am găsit-o aceea la cornet, nu mai avea, poate refac stocul astăzi, nu de altă, dar astăzi să mergem să facem piața pentru săptămâna următoare. Ieri doar am trecut așa, am luat efectiv înghețată, mi-am luat eu niște, ce mi-am luat, niște zmeură să văd cum este, dacă îmi place să mai iau astăzi. Și desigur, nisip pentru Sami, că de asta ne-am și dus Sami, hai mergem, luăm așa 2-3 chestii, dacă tot voiam eu și înghețată și așa, și să luăm nisip, pentru că na, are 10 kg am să acolo, totuși e ceva. Bun, vă las. Vă super mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o săptămână minunată să aveți și ne vedem la un nou video cât de curând. Vă pup, pa, pa!